puteți să simțiți mai mult specificitatea acestei mantre? Da. Așa cum știm, Diana este a șaptea etapă sau fază, aș putea spune, mai degrabă în procesul acesta al transformării, al devenirii noastre, care evident că implică metode specifice, da? Meditația fiind acea condiție interioară în care ne plasăm pentru a structura posibilitatea autorevelării de sine. Dar dacă ar fi să subliniem unul dintre indicii care ne pot ajuta să ne regăsim în acest loc și să obiectivăm faptul că suntem aici într-o stare care ne unifică sau cel puțin într-o stare care poate să producă condițiile acestei unificări, cum zice, sau a percepției acestei unificări, aceasta ar fi fericirea. Sau cel puțin trăirea unei anumite bucurii, a unei anumite împliniri interioare. Nu foarte multe persoane care practică meditația urmăresc să ajungă sau să simtă sau să obiectiveze meditația lor această creștere a acestei stări, da? Acestui indice, deci acestei bucurii interioare. Și atunci, sigur că, vedeți, în momentul în care noi începe să ne placă, între ghilimele, să fim bucuroși, fericiți, că facem o rugăciune, că medităm, suntem din ce în ce mai pregătiți să întâlnim samadhi. Să ajungem în samadhi. Samadhi percepută acum ca o etapă de a fi, ca o stare de a fi. Da? Ea este sigur omologată cu cea de-a opta fază a procesului evolutiv prin practica yoga, în calea cu o traumă, da? A lui Patanjali. Dar samadhi, literal vorbind, înseamnă a fi stabilit în extaz. Sau a fi fixat în extaz. Sau a fi unificat în extaz, în fericire. Da? Și atunci, vedeți, dacă ar fi să avem o viziune așa, metaforică, a unui început de drum și a unui capăt de drum. Metaforic vorbind, pentru că nimic nu se încheie niciodată. Ar însemna că dacă extazul și fericirea este încheierea sau confirmarea, mai bine spus, de ce nu am urmărit? Sigur, propunându-vă chiar integrarea aspectului rațional, logic, da? De ce nu am urmărit acest indice al, da? Prefigurarea acestei fericiri, luând-o poate din spate sau din faza ultimă, unde încă nu am ajuns, dar pentru care spunem noi că ne pregătim, de ce nu am urmărit să resimțim
Trăirea noastră în vecinătate acestei stări, da? Trăirea acestei fericiri, acestui prea plin, da? Acestei bucurii în Diană. Trăirea acestui prea plin, a acestei bucurii, a acestei fericiri în Dharana. Trăirea acestei fericiri, a acestei bucurii în Pratyahara. În Pranayama. În Asana. În Yama și Niyama. Aceasta, sigur, nu va avea niciodată ceva de a face cu artificial. Pentru că nu poți să-ți comanzi la voință fericire, bucurie. Așa cum nu poți să-ți comanzi la voință starea de vin mental. N-ai cum. Dar aș vrea să înțelegeți că undeva, deci, printr-o anumită reflexie, oarecum analogică, cel puțin străfulgerarea sau atitudinea deschisă intuitiv spre a aduce mai multă fericire în viață, o avem fiecare dintre noi. Să nu mai vorbim acum de yoga. Să vorbim de existență. Ce căutăm? Fericire. Mai bine. Fericire. Spuneți-i cum vreți. Că este produsă printr-o completă îmbăiere a simțurilor noastre în ceva care aduce sublimul. Da? Până la urmă, într-un cuvânt, recunoaștem intenția noastră de a fi fericiți. În iubire. Când ne extindem și ne expansionăm și vrem să cuprindem, starea specifică este a unei înălțări, a unei expansionări și a unei cufundări într-un prea plin al inimii. Deci este extaz, este fericire. Când naștem sau când ne pregătim să naștem, ca femeie, ce este acolo? Parcă de două ori Dumnezeu. De ce nu am cântat fericiți? O mantră. De ce nu ne-am rugat de două ori mai mult? De ce nu am simțit de două ori mai mult fericire? Când concepem un proiect, da? Când ne ipostaziem într-un sui generis creator care în câmpul tuturor posibilităților, da, se naște o primă ideație, care după aceea, din plan abstract, începe să se concretizeze, să ia o formă susținută de mentalul nostru, de vizualizarea creatoare, de imaginație, de alte resurse ale voinței, da, de toate elanurile, ca mai apoi să se producă ceva vizibil în lumea fizică. Un act de creație aduce mereu fericire creatorului său. Și poate nu numai. Și celor care se ridică în planul percepției acelei creații. Deci, vedeți? Acum dacă începem să transpunem într-o practică, da? Am putea spune că yoga este similară cu practica fericirii. Practica cultivării, recunoașterii fericirii. Și aceasta o putem face în viața de zi cu zi mult mai ușor. În contextul în care am spune că este esențial să susținem, da? Să susținem nivelul nostru interior, fericirea, bucuria, încântarea, de ce nu extazul? Stări care duc la acele descoperiri, la acele surprize, la acele minunări, sunt aproape tangente cu străfulgerările iluminatorii, dacă nu chiar se confundă. Da? Și atunci, cu cât mai mult creăm existența de zi cu zi, condițiile favorabile trăirii în vecinătate, în vecinătatea acestor stări iluminatorii, acestor stări de fericire, da? Are loc ceea ce numeam susținerea. Da? Și atunci, iată că prin acțiune,
punându-ne într-un mod, sigur, interrogativ, auto-interrogativ, pentru auto-observație, prin acțiune, prin felul în care acum mă transpun în acțiune, se menține gradul acela de fericire, starea aceea de bucurie plenară, da? Prin acțiune. Și acum deja deschidem câmpul vast al unei conștiențe care se transfuzează, transpusă în condiția favorabilă, ca și participant prin acțiune să aducem fericirea în noi și să o creăm. Exact precum și tradiția tantrică spune că fericirea pe care o poate avea o ființă este aceea de a asigura fericirea Universului. Fericirea ceea ce acea ființă iubește. Da. Și aceasta este câmpul vast al acțiunii. Da. Apoi, haideți să vedem transpunerea acestei atitudini sau acestei ipostaze de a fi, da? În felul în care gândim. În felul în care gândim, da? Poate chiar clipă de clipă, în felul în care integrăm ideația noastră conexă cu orice, cu orice, presimțim mai multă fericire, mai multă bucurie. O să spuneți, este puțin mai greu, pentru că sunt și momente în care gândirea mea s-a asociat unui eveniment, unei realități, unui fenomen care poartă umbra neliniștii, suferinței, angoase, poate chiar a morții. Cum aș putea? Cum aș putea să fiu fericit? Ar fi o supremă, aș putea spune, provocare. Cum aș mai putea să ajung să creez în mine prea plinul care să contemple ceea ce se întâmplă într-un mod în care să simt un fel de prea plin. Și aș putea să vă spun totuși că, vedeți, fiecare experiență este totuși nouă. Nu există, cum spun unii înțelepți, de două ori în aceeași apă nu poți călca. Nu există niciun eveniment care se semene cu celălalt. Chiar și evenimentele cu umbră dramatică și cu, sigur, o anumită desfășurare oarecum defavorabilă, aparent, existenței noastre, totuși, în spatele acestor evenimente, învățați să recunoașteți că există în continuare un fundal în care viața și moartea darul și lipsa darului bogăția și sărăcia toate acestea sunt doar cumva filme pe care se în care noi am ajuns, cu care am ajuns să ne identificăm și în această cauză nu putem să surprindem rațiunea tuturor acestor lucruri care sunt cumva disparate și în aceste identificări resimțim cumva nota oarecum specifică a acelui eveniment izolat care și pe noi tinde să ne izoleze. De câte ori vom avea capacitatea de abstragere și de recunoașterea unui cadru în care moartea se împletește cu viața într-un mod necesar, care acum nouă ne scapă. Ceva din ființa noastră răvășită, răscolită sau disperată se restructurează în sensul acceptării și a acestei situații. Ori în momentul în care ieșim din faza de negare datorită disperării sau a pierderii, să știți că este un mai mult în ființa noastră.
Și acest mai mult începe să cristalizeze o viziune a unui ansamblu. Evident că nu o să putem sări într-un picior atunci când stăm la o mormântare. Nu se poate. Vom fi cu totul și cu totul adevați. Dar nu vom trăi disperare, întunericul și să nu lăsăm să fim acaparați de o scenă. Aceasta este o scenă printre altele. Este un nor care se mișcă pe firmamentul vieții, pe firmamentul luminii solare a vieții. Este un eveniment. Poate a fost un eveniment. De ce am lăsat ca cerul mereu senin al prezentului să fie întunecat de nori, de umbra unui trecut în care am spus noi că a fost suferință? Sau de îndoiala, de incertitudinea, poate de golul sau de temerea legată de un viitor în care ar putea să existe nori. Dar prezentul, nimic nu atestă acest lucru. Deci, dau aceste exemple pentru a înțelege că de foarte multe ori mintea noastră este cea care cuplează fragmentat și parțial în cadrul unei scene de care ea s-a atașat. Dar, reamintindu-ne de desfășurarea parcursului transformării conștiinței, unul dintre indicii care punctează chiar originea, începutul, și care de asemenea se regăsește ca o căutare veșnică, perpetuă a sufletului, a spiritului uman, este fericirea. Și lăsându-i loc, făcându-i loc, pregătind cadrul, veți vedea că veți putea întâmpina de aici, din mai sus, tot ceea ce pare că se structurează spre a ne trage în jos. Este bine să avem un sistem de reprezentare cât mai larg, da? Pentru că altfel, sigur, poate am căutat samadhiul final, starea finală, starea super, extra, toate cele care par să fie undeva acolo. Final, sus. Dar vă spuneam că dacă ne pregătim pentru fericire, undeva, cândva, și chiar și acum, deci acum, în condiția unei stări de prea plin, următoarea clipă aș vrea să începeți să trăiți și nu doar să intuiți aceasta, următoarea clipă, după clipa prezentă a fericirii, este fericire. Aș vrea să înțelegeți că imediatul poartă, da, fericire. Dacă ne ocupăm ca, da, la momentul N să fim fericiți, la momentul N plus 1 sunt cele mai bune condiții să fim fericiți. Și dacă la momentul N plus 1, care îl trăim în prezent, acum, da? Deci N plus 1 este prezentul, trăind fericit, N plus 2 este fericit. Da? Vedeți? Și atunci, sigur, ce este de făcut, deci ce rămâne de făcut din perspectiva aceasta a unui a face, ne apropie foarte mult de starea de a fi. Nu este ceva de făcut. Este o stare de înfăptui, este o stare de a deveni. De a deveni conținutul care umple acea clipă. Da? Și o umplem cu fericirea de a fi, care dă sens. Da? Care umple, da? Timpul și spațiul. Și atunci, în acest N, da? Ne întrebăm conștienți. Este fericire acum în meditație? Nu este. Trăiesc. Continui să amplific fervoare. Mă raportez la ce poate să fie mai înalt,
și îmi conduc sufletul, da, și știu, mă transpun, invoc și chem tot ce se poate în ființa mea pentru a ajunge în punctul acelui prea plin, a acelei fericiri. Gândesc, acționez, da? Citesc sau particip la viață prin ceea ce văd. Vreau să simt, fericirea. Da? Vreau să o magiez în propria ființă fericirea. Și, sigur, las puțin loc. Da? Las puțin loc să simt, să reverbereze această fericire, această bucurie. Da? Poate ajungem să îngrijim copii. Dar ei sunt ca și noi, Dumnezeu. Da? Îi îngrijim pentru divinul din ei, în ultimă instanță, și nu pentru că este al meu. Începeți să faceți o translație. Da? Și chiar și așa, dacă ați spune că este al meu, gândiți-vă că este divinul. Așa cum și spune, e îngerașul meu. Da? Fiind motivați poate de enorm mai mult să-l îngrijiți pe acesta. Și când îngriziți ceea ce iubiți, acolo este tot fericirea. Da? Iar când îl îngrijiți pe tata sau pe mama, care la rândul lor au îngrijit mai de mult îngerașul, cine poate îngriji îngerașul decât Dumnezeu? Deci, îngrijiți-i pe părinții voștri ca pe tații și mamele voastre. Ca pe Dumnezeu. Și veți vedea că îngrijind sub forma aceasta, în maniera aceasta, veți simți o anumită transpunere. Da? Plină de bucurie. Nu cuplați la ideea de atașament acum. Știu, ați putea să spuneți că uneori ceea ce iubiți este atât de profund lipit de sufletul noastră, încât a gândi la pierdere sau la lipsa acelui iubit sau prea iubit este sfâșietor. Și unde vă duce sfâșierea decât în gol? Da? În cădere. Dar nu aceasta este esența despre ceea ce vorbesc. Adevărata iubire despre care o vorbesc, orientată spre prea plin, spre suprem, spre Dumnezeu, este o iubire care nu duce spre gol. Duce spre descoperirea acelui prea plin. De ce s-ar închide inima unei ființe care a iubit atunci când nu mai este obiectul iubirii sale? Iubirea, dacă este în sufletul acelei ființe, va continua să fie, independentă de lipsa obiectului. Și aici, iarăși, este destul de mult de integrat, chiar și ca ideație, și ca reprezentare, și ca trăire, pentru că am remarcat faptul că încă acest cuvânt, iubire, are conotația coexistenței în simultaneitate a subiectului care iubește, a unui obiect care trebuie să, sau realități, sau fenomen, sau ființe care trebuie să existe pentru a se înfiripa iubirea. Dar, în ultimă instanță, toată această relație triplă are un singur scop. Aducerea în existență a iubirii. A iubirii dumnezeiești, a iubirii divine. Așa încât aceste trei, când este împlinită condiția apariției acestei iubiri divine, devin în realitate una. Atunci nu mai este trăită această viziune oarecum separatoare și condiționată, născută de lipsa acelui obiect, fenomen, realitate sau ființă care ar putea să atragă așa zisa iubire a subiectului. Poate că se începe de aici, de cele mai multe ori,
Așa se și începe. Dar desăvârșirea iubirii este contopirea. Este perfecțiunea, este fericirea. Acolo unde rămâne doar unul. Rămâne esența realității divine a iubirii, trăită într-o conștiință unificată. Și atunci, de ce punctez aceste aspecte? Pentru că ele sunt și, vedeți, planuri, zone în care ne-am identificat, ne-am recunoscut, da? Putem să luăm la rând oricare dintre cele șase planuri, da? Și vom ajunge să înțelegem același aspect, că este necesar să descoperim prea plinul în orice plan, prea plinul care aduce fericirea, da? Transfigurarea, emoția sacrului. Fie că ne raportăm la trup, la materie, fie că ne identificăm în planul acesta al supraviețuirii terestre, da? Și aici vom urmări să regăsim fericirea, da? Bucuria, prea plinul, extazul, așa cum vom urmări în plan relațional progresiv să se producă în existența noastră. Și atunci, din această perspectivă, suprema fericire este făcută din toți pașii noștri conștienți, trăiți în fericire. Nu vă așteptați să se producă ceva de genul unui hiat și trăind în gol, în gol, în gol, în gol, deodată, într-un mod așa absurd, să se producă saltul în fericire. Nu are cum. Nu are cum să se producă. Ar fi negată o lege a continuității, a cauzalității, legea cauzei și a efectului. Cu excepția stării inefabile prin care Dumnezeu intervine grațiind o astfel de ființă, din rațiuni divine pe care natura umană nu are cum să le cuprindă, în rest, accesul printr-un elan, printr-un efort, printr-o direcționare, implică o integrare din ce în ce mai conștientă a păcii, dacă vrem să ajungem în pace, a fericirii, dacă vrem să fim fericiți, a elanului, a voinței, dacă vrem să fim poate eroici și sacrificiali, și a tuturor celorlalte aspecte care definesc natura umană în perfecțiunea sa.